Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Astăzi e despre o fată splendidă. Hiturile ei au milioane de vizualizări, iar succesul nu o plictisește, îi este partener. Oare așa o fi? Ne spune Joe. Bun venit! Ce frumos! Bine te-am regăsit! Te pup tare, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur anul foarte ăsta tare. Nu a fost grozav mai pentru nimeni, pentru artiști a fost, nu, cred că cel mai an din istorie pentru artiști. Din punct de vedere artistic, da, dar din punct de vedere sufletește, să știi că n-a fost un an prost pentru mine. Am avut timp să mă ocup de sufletul meu un pic mai mult decât o făceam în mod normal, pentru că artistic vorbind eram tot timpul foarte ocupată și aveam tot timpul o grămadă de chestii de făcut și tot timpul drumuri și tot timpul pe grab, așa, pe fugă. Și ai uitat de tine. Și am uitat, cumva, da. Nici măcar nu mi-am dat seama că am uitat. Cred că pur și simplu intrasem într-o zonă din asta în care mi se părea normal să nu-mi bag atât de mult sufletul în seamă și pe mine, să nu contez atât de mult, să fac doar treabă, să fac ce... Și cum te-ai căutat, Joe, în perioada asta? Ioana, hai să-ți spun Ioana, Ioana, nu? Da, Ioana, te rog. Joe e numele de scenă. Da, da, nu, și... dar chiar nu-mi place așa de mult să mi se zică Joe. Nu rezonezi foarte serios? Da, cumva simt o... O distanțare? Ca o limită, așa, da. Ca o distanțare. Ioana, draga mea, Ioana. Ioana. Bun. Spune-mi, cum te-ai căutat în perioada asta? Cred că m-am găsit fără să mă caut, cumva. Pur și simplu pentru că am avut timp să stau, să reflectez, pur și simplu, să citesc, să mă gândesc la... sau să nu mă gândesc deloc. Și, de fapt, cred că asta a fost cel ce mai interesant. Și ce ai descoperit acolo? Și am reușit să intru în interiorul meu și am reușit să stau cu mine și să descoper că îmi place mult să stau și să petrec timp cu mine și că nu e atât de important să fug de singurătate cum făceam până mai acuși 2 ani. Și îmi plăcea tot timpul să stau înconjurată de oameni. Am descoperit că e foarte interesant să petrec timp cu mine. Deci și să-mi acord de tine, timp deci, mie. A început să-mi placă, așa? Da. A început ușor, ușor să-mi placă de mine. E grozav. Dar ce-a mai rămas? Greu. Ce-a mai rămas așa, care încă simți că nu e... Am încă, da, am foarte multe chestii nerezolvate, le simt... Care sunt alea? Nu, împărtășește cu noi, de... că și noi trecem prin asta, da. Noi toți, la am, nivel am tot planetar. Felul de frustrări, am tot felul de... nu știu, eu vreau să cred despre mine că sunt o persoană ambițioasă, dar sunt anumite blocaje pe anumite părți care nu cred că sunt neapărat, nu cred că țin neapărat de ambiție. Sunt niște blocaje pur și simplu pe care eu le am, dar pe care o să le depășesc ușor, ușor. Sunt pe drumul cel bun, asta e tot ce contează. Blocajele astea te împiedică să treci la o anumită acțiune? Da. Am înțeles. Da. Dar blocajele astea cam cum se manifestă? Ca o lene? Nu neapărat ca o lene, ca niște blocaje emoționale, nu știu. Emoțional? Să, da. Deci din punctul ăsta de vedere, e o barieră. Hai să nu fie neapărat un blocaj, nu? Sunt poate niște bariere pe care ți le-ai pus tu. Probabil, da. Se spune că multe lucruri care vin peste noi în perioada adultă au punctul de plecare în copilărie. Da. Acolo este momentul cel mai vulnerabil. Așa am auzit și eu. Tu ce ai aflat? Ce ai aflat despre tine? Cercetându-te, ai mers și la terapeut, la psiholog? Nu la psiholog, dar da, am mers. Ai vrut să știi mai multe, nu? Am vrut să știu mai multe, am vrut să mă descoper și am vrut să evoluez. Mi-am dat seama la un moment dat că ține doar de mine să evoluez, să trec la următorul nivel și că de foarte multe ori m-am ținut singură pe loc. De foarte multe ori a depins doar de mine să trec peste anumite chestii și am reușit să fac asta în ultima vreme. Mai mult decât o făceam înainte. Tu ai succes încă de când erai un copil? Aveai 10-13 ani? E mult spus succes, nu știu, adică depinde că succesul e relativ. Ai avut curajul depinde de a pătrunde în lumea asta a showbiz-ului, ai fost determinată, nu? Da, asta a contat foarte mult și că am avut pe mei care m-au susținut de mică și m-au încurajat în chestia asta și de mică, uite, mă uitam zilele trecute la Eurovision la Roxanne și mi-am dat seama de mine când am reprezentat România la Eurovision Junior, cât eram de mică, iar Roxanne e un pic mai mare decât mine atunci, adică cred că e cam pe acolo și nivelul de emoții mi-e închipui că mai ales la Eurovisionul mare e unul și mai mare decât cel de la Eurovision Junior, dar am retrăit așa fiecare moment și parcă mă gândeam, băi, mie nu vine să cred că eu am fost acolo la vârsta aia atât de fragedă și am făcut chestia aia. Deci cumva curajul ăsta al meu vine și din trecut, pentru că am avut susținerea necesară să pot să fac asta de mică.
Dar nu e neapărat succesul pe care îl visez eu. Succesul pentru mine e cu totul altceva. Care? Trebuie să ajung așa în punctul în care să pot să ofer oamenilor doar ceea ce îmi doresc eu să le ofer. Deocamdată încă simt că e un compromis între ceea ce se cere și ceea ce îmi doresc eu să transmit. Dar ca chiar mesaj. Chiar crezi că e adevărat când îți spune producătorul, când îți spune casa de discuri că uite, asta se cere? Chiar crezi tu în sufletul tău că, că ei știu cu adevărat? Nu, ceea ce ești tu e de fapt cel mai important și acolo, atunci atingi succesul cel mai mare, dar există și acest mic compromis pe care trebuie să-l faci cel puțin la început ca oamenii să te asculte și să-ți dea credibilitate și în momentul ăla să poți tu să modelezi în sensul Ioana, în care îți dorești tu. Nu mai sunt de nici unde îmi doream să fiu. Nu sunt. Credeai că uite, anul ăsta faci 27 de ani, da? Mm-hmm. Credeai că până la 27 speram să fac mai multe. O să fie cât? Speram să fac mai multe, nu știu de ce. Cum începusem eu așa și am avut un avânt foarte puternic la început, m-am gândit, mamă, dacă acum fac lucrurile astea până la 30 de ani îmi propusesem eu să fiu sus de tot. Dar vezi, viața e așa cu suișuri și cu coborâșuri și se întâmplă. Și mai e și ca și copil din provincie, când vin în București, tu mai fură ochii. Tu te-ai născut în Slatina? Da. Îți mai fură ochii și alte lucruri. Și, ce ți-au furat ochii aici în București? Nu știu, mai place distracția, îți place să te mai distrezi, îți place să mai... Să mai pierzi timpul așa cu prietenii, nu? Da, să mai fugi într-o vacanță, să mai... Știi, și te mai defocusezi câteodată. Unii rămân focusați și bravo unii lor. Unii ca cine? Dă-mi un exemplu. Uite, Alina Eremia. Așa. Îmi place foarte mult de Alina. Este un exemplu pentru mine. O îmi vezi așa foarte mult. Da, este foarte muncitoare și foarte focusată și îmi place cel pe carieră. Da. În general, dar eu zic place, că... Mie îmi place mult să mai derapez, știi, și să mai... Păi să mai viața fug, mai să este mai și pentru... vacanță. Exact, îmi place să mai trăiesc viața așa din când în când. Și oricum generația voastră sunt copii, sunt tineri care știu exact ce vor, încă foarte devreme. Și tu ai știut asta încă foarte devreme. Da, am știut de mic. Nu? Ai știut că ăsta e drumul. Acum, na, eu nu cred că există om mulțumit îndeajuns de ceea ce... Eu sunt și fecioară și sunt foarte perfecționistă. Nu știu și dacă critică. Există grad de comparație, dar sunt perfecționistă din calea afară și critică și mai ales cu mine critică din calea afară și da, într-adevăr, nu sunt niciodată mulțumită. Mi-am dat seama că indiferent ce îmi propun și chiar dacă ajung la ceea ce îmi propun, eu tot nu sunt mulțumită, tot timpul îmi doresc și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Hai să vorbim și de binele care există în viața ta, nu? Care s-a întâmplat, că se spune că mai binele e răul binelui, deci ai grijă ce-ți dorești, nu că s-ar plâng, putea oricum, să ți se plâng. Întâmple. Dar fiind cea mai cunoscută din familia ta, că spuneai că vii din provincie și e un complex, nu? Pentru toți cei care, așa se cred, așa se consideră, provincia și Bucureștiul, da? A trebuit cumva să înveți să faci față acestui gen de comportament care... Na, a trebuit să știi la cred un moment că... dat cum să faci, cum să te porți, cum să cred că de fapt cum să mergi înainte. Cum să te porți ține doar de respect, de respectul pe care îl oferi celor din jurul tău și respectul l-am învățat de mică de la părinți, bunici, din familie. N-am avut nevoie de alți mentori spre a învăța lucrurile astea. Da, Ioana, știi că acum e la modă să ai un coach life. Dacă nu te descurci, dacă ai acele blocaje, dacă lucrurile nu funcționează așa cum poate ți-ai dori sau poate chiar nu reușești, îți iei un coach life și el te învață. El te susține. Am așa ceva, dar nu pot să-l numesc neapărat coach life. Așa. Pare... Cum l-ai numi? Nu există. Eu zic că este prietenul cel mai bun al sufletului meu. Doamna Iuliana Neagu se ocupă de sufletul meu. Așa, îmi place mie să zic că se ocupă de sufletul meu. Mă învață cum să mă ocup de sufletul meu, de fapt. E terapeuta Iuliana Neagu. Da. Am înțeles. Deci simți că ea face ce trebuie nu, de ce are nevoie sufletul tău. Da. Minunat că ai putut să găsești pe cineva care minunat să rezonezi. Minunat că viața mi-a scos-o în cale. Da. Este chiar minunat. Deci simți că a dat roade. Da. O întâlnire asta cu ea. Fabulos. Păi mai ai nevoie de ceva ca să ajungi acolo unde, unde ziceai că ai vrea să ajungi? De mine și de multă muncă. Nevoie de multă muncă. În perioada asta cât a trebuit să stai și să te mai cauți, poate
să te mai ascunzi câteodată, că noi toți am făcut asta, când nu ne place ceva la noi, nu te mai ascunzi sau te arunci în ceva, mănânci mai mult, poate bei, poate ștergi poze, poate nu vrei să vezi ceva. Asta o înțeleg, asta cu ascunsul, am simțit nevoia de multe ori să mă ascund și nu neapărat de frică, și pentru că oamenii de multe ori nu înțeleg prin ce treci și noi ne afișăm foarte mult ca și persoane publice. Tindem să facem asta și suntem încurajați să facem asta și din partea oamenilor cu care lucrăm. Suntem încurajați să facem asta pentru că oamenilor le place să vadă partea umană, partea personală din artiști, din artist, dintr-un artist. Iată, și acum, oamenii vor să vadă ce spui, ce simți, ce gândești. Da, dar de multe ori, sau cel puțin în ultima vreme, am învățat să nu mă mai arunc așa cu cap înainte și să spun tot și să mai fiu așa ca o carte deschisă, pentru că am avut foarte mult de suferit de pe urma acestui lucru, pentru că și în momentul în care nu mai este totul roz și nu mai vrei să mai împărtășești chiar totul, pentru că, da, e ok să fii vulnerabil, dar de multe ori eu gândesc altfel, mă gândesc, băi, eu vreau să-i fac pe oameni fericiți, nu vreau să-i fac pe oameni triști. Dacă eu trec printr-o perioadă mai puțin fericită din viața mea, nu o să mă deschid să vorbesc atât de deschis cum vorbesc atunci când sunt fericită. Pentru că nu vreau să-i întristez, nu vreau să treacă prin emoțiile prin care trec eu în perioada respectivă și atunci mă mai închid așa și mai intru în carapacea mea și nu zic nimic o perioadă și apoi când simt eu că încep iarăși lucrurile să funcționeze, iarăși înfloresc ca o floare a soarelui, cum îmi place mie să zic, și încep să vorbesc cu oamenilor despre mine și despre tot ce se întâmplă în viața mea. Da, adevărat că și perioadele acelea mai nefaste, nu mai gri așa din viața ta, te inspiră mult, nu? Îți găsești materie muzică, acolo. Așa. Ultima piesă pe care am scos-o este chiar scrisă din cel mai real locșor din sufletul meu. De acolo a ieșit așa direct. Și a avut impactul, nu? Pentru că a avut un impact neașteptat. E adevărat, trăirea este adevărată? Noi am crezut, noi cei care am scris-o, am crezut foarte mult timp că nu o să fie o piesă care să prindă atât de bine, pentru că, în primul rând, era o piesă personală și nu m-am gândit că atât de multă lume o să se regăsească în ea. Și, cumva, noi am dat-o ca pe o piesă așa de test pentru un canal nou de YouTube. Mi-am făcut eu canalul meu de YouTube și am zis, eu vreau să încerc cu piesa asta, că e o piesă a sufletului meu și eu vreau să încerc cu piesa asta să o scot așa ca prima piesă la mine pe canal. Și s-a dus incredibil de bine, neașteptat de bine. Trending pe un canal de 8.000 de subscriberi aveam atunci, adică inexistent. Dacă încercai să mă cauți pe YouTube, nu mă găseai printre primele. Era inexistent și acum a crescut foarte bine și piesa a ajuns la peste 1.500.000 de oameni. De pe canalul meu micuț și în trending s-a dus foarte bine, în top 10, ceva locul 7. Da, tu trebuie să fii mulțumită de faptul că piesele tale au foarte multe vizualizări, milioane de vizualizări, nu? Da. Eu sunt mulțumită de chestia asta. Dar încă o dată ceva vine și îmi spune, băi, tu trebuie să ajungi să dai mesajul ăla. Trebuie să... Te compari? Ți se întâmplă să te compari? Toți că tot spuneai de Alina Eremia. Dacă tot o place și o admiri pentru felul în care este ea așa de potențată, nu? Ce zici? Vreau și eu? Așa? Sau în felul ăsta? Nu știu dacă zic neapărat vreau așa. Mă compar pentru că încă n-am învățat să trec de chestia asta, dar nu e un lucru bun. E un lucru peste care eu vreau să trec și nimeni n-ar trebui să facă asta, nimeni n-ar trebui să se compare, ar trebui să existe comparație doar între noi cei de acum și noi cei de ieri și să evoluăm înspre mai bine în ceea ce suntem noi, nu alții. Dar tind să mai fac chestia asta de multe ori. Ai trăit în competiție. Din cauza, așa? Din cauza internetului și din cauza acestor tuturor rețele de socializare, tindem tot timpul să ne uităm și să zicem, da, ăla a postat poza aia. Dar nu e real, adică nu e nimic real din ce se întâmplă pe net. Și deci tu ai niște fotografii pe Instagram fabuloase. Te lasă lumea cu gura căscată. Toate nu mă pricep atât de bine. Oricum, serios. Felul în care... E o bubă mare pentru mine chestia asta, teribil, și deci mă ceartă toată lumea. Toată echipa mă ceartă, postează, nu postez pe TikTok. Nu postez pentru că nu m-a prins febra TikTok-ului. Da. Oricum, pe mine abia m-a prins Instagram-ul și imediat, de fiecare dată când mă prinde, pe mine câte una se schimbă, gata. Imediat trebuie să trec pe altă. Nu ți se pare că e prea o presiune? E prea repede și prea mult.
Exact. Și mi se pare, uite, că story-uri mai fac, story-uri fac în continuu. Dar până pun și un filtru, până dau și toate tagurile, până mai și scriu câte o chestie, păi s-a terminat concertul, dacă sunt la un concert, da, spre exemplu, știi, da, și fac chestia asta. Da. Mi se pare că totul, da, trece mult. Dar eu mă bucur că tu vorbești cu atâta sinceritate despre asta, pentru că e ceva bun din asta, dar e chinuitor, e o stăruință, da, dementă, care ajunge la un moment dat la un paroxism. E ceva, exact. Zău. E ceva bun pentru că poți să ții legătura cu oamenii, pentru că e mult mai simplu decât era înainte, pentru că, într-adevăr, ei pot să acceseze mai ușor muzica noastră și așa, dar chiar e chinuitor, cel puțin pentru mine, nu știu, unora poate chiar le place, dar mie mi se pare că îmi consumă foarte multă energie și foarte, da, mult timp din viață, exact, în care aș vrea să fac altceva. Toți mă ceartă când plec în câte o vacanță. Păi, dar n-ai postat, n-ai făcut poze. Păi, am plecat să văd la muncă. Exact. Am plecat să mă relaxez, să stau, să mă uit în jur, să mă uit în stânga și în dreapta, nu să stau tot cu ochii în telefon. E minunat și ce spui, să fac poze. E minunat faptul că tu recunoști. Da. Că nu e o, vai, totul e wow, da, asta e tot ce-mi doresc. De... Nu, și nu, eu nu știu să meditez pozele, mai rog pe câte unul altul să mediteze pozele. Mai, de fă-mi și mie, tu o faci frumoasă. Ai văzut că din viețile artiștilor pe care poate tu îi admiri, toți au momentele astea de vulnerabilitate, de, de trăire atât de crudă la un moment dat. Îi doare foarte mult ceea ce li se întâmplă vis-a-vis de imaginea asta din care se exploatează, nu? Atât de mult. Că e Katy Perry, că știu eu, e Beyoncé sau oricine altcineva. E prea mult. E chiar prea mult. Da, e prea mult și cred că și ăștia mari și-au dat seama de chestia asta și au început să-și arate și părțile astea vulnerabile, mm-hmm, și partea asta vulnerabilă. Pentru că am impresia că și publicul trebuie educat puțin în sensul mai ăsta. Ales. Pentru că, da, publicul este, da, primul care trage de tine, ei în afară de presă. Voastre, și așa. Trăiesc viețile, da, voastre, ei se compară tot timpul. E o competiție între voi, iar publicul își dorește să trăiască viețile artiștilor pe care... Da, dar asta și pentru că noi afișăm doar imaginea aia minunată. Și atunci, așa cum ți-am spus, exact, și eu, vină glamuroasă. Da. Glamuroasă. Da, și ți-am zis că asta e tot ce pot glam. Asta a fost tot ce am putut glam. Sinceritate, iată, e grozav, da, e minunat. Dar hai să vorbim din nou, să ne întoarcem la lucrurile alea mai greu de digerat. Nu? Când e vorba de tine, de interiorul tău, expunerea este mare. Expunerea este cea mai grea în perioadele, da, alea. Da. În perioadele mai puțin, da, plăcute și pentru când un artist, expunerea este cea mai ceva dificilă. Mai dificil. Trebuie să vorbești despre asta. Oamenii vor trag, da, de tine. Da, trebuie să vorbești și cumva înțeleg ce trebuie să vorbești și ce trebuie să expui, dar înțeleg și că foarte mulți trag de tine să, da, spui și chestii despre care nu vrei să vorbești. Exact. Și e mai puțin plăcut, inclusiv presa sau, nu știu, mai pui poluri din alea pe Instagram și toate întrebările sunt despre un singur subiect, știi? Dacă pui, asta e, ți-asumi, da, nu? Nu. Spune-mi, lucrurile astea, cu cine poți să le vorbești atât de, știi, sprijinul tău, umărul tău, forța ta? Sora mea. Cu sora ta cea mică? Da. Nu? Mama mai știe? Prin mai ce știe treci și tu? Mama, mai știe, dar cu mama nu, mami nu vreau să zic foarte multe, pentru că mama suferă foarte mult. Katinka mă înțelege, Katinka e mai mică decât mine cu 7 ani, Katinka... Cumva poate să-mi zică, bă, da, gata, bă, da, uite, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta și poate și să vadă dacă eu poate n-am ascultat-o sau n-am făcut exact în tocmai cum mi-a spus ea. Nu mă judecă sau nu, nici mama nu m-a judecat, dar mama ar suferi. Mama suferă, mama plânge, mama, dar nici nu-mi arată mie, nici eu nu-i arăt ei. Așa că stăm acolo, ne ținem tare, amândouă pe poziții și... O lăsăm așa. Ai o mamă așa de dulce. Este extraordinară. Este extraordinară. Este blândețea de pe pământ. Da. Bine, așa, e gemeni. Așa are două personalități. Când e blândețea de pe pământ, când e... Dar păi, mie îmi place să-i mama. Văd doar partea aia blândă. Așa. Sau de fiecare dată când îmi aduc aminte de ea, cel puțin eu cu partea aia blândă, mi-o aduc aminte, nu cu cealaltă.
Îți mai spune mama câteodată, hai mă, mama, lasă-le pe toate și vino, vino și mai stai cu noi aici, Doamne, acasă. Mai... Da, să te simți și... să te simțim și noi aici, aproape, lângă noi, să mai fii și tu, copilul și, nostru. Și pentru ei, dar și pentru mine, îmi zice câteodată, mamă, n-ai de, de mult ar ajuta să vii, să, da, să te... Da, da. Dar știi cum e că și acasă ajung, dar îmi trece repede și dorul de ei, că mă tratează exact ca pe copilul ăla de acum 10 ani care a plecat de acasă, de acasă de la ea cu 10 ani, la fel mă țin și acum, la fel, să facă de toate, să... Și, și lasă că să facă de toate, dar și cum mă sfătuiesc și cum îmi vorbesc de, din anumite puncte de vedere și așa... Prea, prea, așa, băi, ca ouă se prin, poartă. Am trecut prin viața asta de 10 ani de zile singură pe, la București, mă chinui, da. Nu... Nu-i ca și când acum, dacă vin acasă două zile, acum învăț lucruri vrut, noi de la voi. Ai fi vrut ca tata să fie mai empatic? Să știe mai mult, mai bine despre tine? Să-l simți mai aproape atunci când erai mai mult acasă? Deși de mult ai plecat. Atunci a fost el empatic. Atunci. Noi acum nu suntem atât de apropiați cu tata, dar suntem și firi foarte asemănătoare și de asta. Ai vrea să poți să treci, uite, și peste blocajul ăsta. Pe mine m-a ajutat foarte mult relația pe care am avut-o exact așa cum e, cu părinții mei. M-a ajutat, da, și cumva tata, chiar dacă a fost un timp mai dur așa și s-a... ne-a îndrumat tot timpul spre ce am vrut noi, dar tot timpul ne-a îndrumat să fim foarte bătăioase și să... La mine a funcționat foarte bine modul ăsta lui tata. Sora mea nu e genul care să funcționeze. Sora mea mai trebuie să fie mai lingușitor cu ea. La mine a funcționat bine tăria asta a lui și cum a deci fost cu mine. Deci Catinca ar vrea ca tata să fie Catinca poate un pic ar, mai suavă. Catinca suava, da, cred așa. Că are nevoie de mai mult giugulug, așa. Mai multă îngăduință, nu? Păi, na, sunteți firi diferite, chiar dacă sunteți foarte lor... diferite, eu și Catinca, da, suntem foarte diferite. E clar. Pandemia asta ne-a dus într-o zonă în care poate... N-am fi trăit niciodată, clar, zic, mă refer la persoană, la individ, la fiecare cu fiecare, la felul în care s-a descoperit și felul în care a reușit să se accepte și să iasă. Pentru că sunt convinsă că ai aflat de foarte multe colegi de ale tale care au trecut, trec prin depresie, da. Care nu reușesc să facă față realității. Și atunci, ce ai la îndemână? Ce poți? Deschizi frigiderul sau... Mie mi-a scos Dumnezeu în cale oamenii ăștia despre care ți-am vorbit mai devreme în frunte cu Iuliana Neagu și pe mine... Tu ai avut tendința asta să cazi în depresie, în tristețe, într-o melancolie de aia? Nu, mie mi-a ieșit în cale foarte repede și la momentul potrivit și am învățat în momentul ăla că totul se întâmplă cu un motiv, că trecem prin perioada asta pentru că trebuie să trecem prin perioada asta și am învățat că pentru mine poate să fie ceva benefic perioada asta. Și atunci am încercat să o transform în ceva benefic pentru mine, dacă pentru omenire n-a putut să fie ceva benefic, clar. Da. Pentru mine personal am încercat să o transform, am încercat să mă acces mai mult pe scris, mi-am dezvoltat mai mult partea creativă. Ții un jurnal chiar? Nu țin un jurnal, scrii. Dar îmi țin notițele din telefon și îmi notez tot timpul gânduri și idei acolo. Și am reușit să stau mai mult timp în studio, am reușit să petrec mai mult timp cu familia. Și ai reușit să înțelegi mai multe despre relația dintre un bărbat și o femeie? Am reușit să fac asta, așa, da. Ai reușit, da? Da. Ce ai reușit? Da. Ia spune-le telespectatorilor tăi, fanilor, nu admiratorilor, care au fost acolo alături de tine, cum care te-au fi... văzut când ai explicat, când ai povestit, când ai trecut prin despărțire, pe urmă, ba erați, ba nu erați împreună. Nu, deci mie cel mai greu mi-este să vorbesc despre toată chestia asta într-un timp scurt, pentru că păi e complicat, a fost e complex. Atât de complex da, tot da. Ce s-a întâmplat și inclusiv pentru mine încă e o mare ceață în capul meu. Ce dar... ți-a spus Iuliana? Dar... E karma, nu? Cum ți-a explicat Iuliana? Că sunt oameni care apar în destinul nostru și nu apar degeaba. Da. Nu întâmplător se întâmplă, nu? Că s-ar putea să fie cineva dintr-un trecut Iuliana îndepărtat. Ce am înțeles de relația mea este că am un contract dintr-o altă viață pe care trebuie să-l rezolv. Așa. Asta am înțeles, dar ce am înțeles eu personal la nivel de relație, am înțeles că e atât de important spațiul pe care ar trebui să ne-l dăm unul la altuia și că e atât de importantă viața privată să rămână privată.
Asta cred că am învățat. Dar că... ai greșit cumva că... În primul rând am greșit că ne-am expus foarte mult și pe noi ne-a afectat foarte mult chestia asta, expunerea în exces. Și tot da. Din dorința asta de, uite, noi suntem fericiți acum, haide să ne postăm ce fericiți suntem, știi, și în momentul în care lucrurile nu mai sunt atât de roz, pentru că nu sunt întotdeauna roz și nu erau roz nici înainte, când ne postam noi doar când era roz totul. Și așa și atunci erau momente mai puțin plăcute, dar evident că pe alea nu le puneam pe Instagram. Și atunci, cred că asta a fost prima lecție pe care mi-am luat-o din toată chestia asta, că ar trebui de acum înainte să fiu mult mai strictă cu viața privată. Vezi, te întrebam mai devreme dacă tu fiind singura persoană cunoscută din familie, dacă ți-ar trebui sau ați avea voi nevoie de cineva care să vă învețe, iată, da, cum să faceți genul ăsta. Da, tu crezi că nu ne-au zis Cătălina de la Haas, Miley, toată lumea, toți ne-au zis, da? Știi, asta până la urmă trebuie o experiență personală, o experiență pe care dacă ta. Nu treci, nu, da. Nu poate să, nu o să vină tata, mama să-mi zică nu da. Faci aia când experiența ești mic, ta. Pentru că până nu treci tu prin ele, nu. Da, acum... Nu o să treci nici la acum partea nu vreau nici să zic că extremă. Gata, vai ce exact. No. Sau vai ce învățături mi-am luat eu, că cine știe cum caz de areși în cap care. Deși la cum... un moment dat, bine, ai spus că nu o să te căsătorești niciodată, că o să faci copii. Așa am știe... zis? Da, tu ai am spus. Uitat. Te vezi, tu ai spus asta. Când am zis? Nu știu, eu am citit despre asta, că ai declarat că nu vrei să te căsătorești și că nu o să, n-o să faci asta niciodată. N-am acum, zis că nu știu dacă am fost vreodată de categorică, dar nu cred neapărat în actul ăla de căsătorie. Asta, da, asta e o chestie cu care rezonez în continuare. Nu știu dacă am fost atât de categorică în ce am spus vreodată, dar cine știe, poate atunci eram în vreo perioadă mai... Dar nu cred neapărat în actul în sine de căsătorie. Cred în iubirea dintre doi oameni și în rodul iubirilor. Exact cum și tu, nu ești un rod al iubirii părinților exact. Tăi. Dar dacă ar fi și să te întorci în timp, în trecut, și pentru că noi toți vrem inspirație în viețile noastre, dar inspirația pe care am văzut-o acasă nu a fost, poate n-a fost chiar atât de bună. Poate că n-a fost pe mine m-a inspirat benefică. Iubirea părinților mei. Așa? Mi-aș dori să am o iubire ca a părinților mei. Serios? Da, mi-aș dori. Pentru o iubire, că iubirea ca iubirea, o dar o relație, în viață, așa, o relație, cum relația lor. Ți-a plăcut? Îți place relația lor? Că una e iubirea, știi câteodată poți să iubești foarte mult și să nu te înțelegi și să trebuiască să te despați. Nu trebuie să-mi placă mie. Eu am ales familia asta pentru că așa am vrut eu să aleg familia asta. Corect. Eu am știut de ce am vrut aici și de ce e ai între ales. Ei este între ei. Am învățat să nu mai judec pe nimeni din prisma altor persoane, pe tata din prisma lui mama sau pe mama din prisma lui tata. Fiecare are rolul lor, fiecare în viața fiecăruia, iar eu sunt minunat. Observator și atât. Și ai spus mamei? Mama știe lucrul ăsta? Ce ai învățat tu? Nu știu dacă i-am spus asta. Nu cred că i-am spus. Dar și mama cred că are drumul ei spre cunoaștere. Și cred că la un moment dat o să învețe toate lucrurile astea când va fi momentul să le învețe ea. Da. Când e momentul ei. Așa e. Noi toți, nu? Avem momentul ăla. Mai devreme, mai târziu. Exact. Câteodată la ne momentul chinuim. Potrivit. Uite, tu poți să spui că ți s-a întâmplat destul de repede. Nu? Să te trezești, să treci prin trezirea asta. Mai am. Păi mai ai, dar gândește-te, dacă ai fi stat așa încă vreo 10 ani. Dacă ai fi stăruit în... E, cred că și altă lume, altă generație. Este. Avem deschidere mult mai mare decât către au avut părinții noștri spre spiritualitate și spre cunoaștere, spre, nu știu, ești la un clic distanță de a înțelege orice chestie acum. Da, dar câteodată n-ai sentimentul că e la un clic distanță. Dar unii n-o fac. Dar mesajul nu e pentru toată lumea, pentru că nu e timpul ăla potrivit, știi? Adică, na. Ți-e greu să rezonezi cu ceilalți din jur când poate te văd că te-ai schimbat sau că nu simt că nu rezonez. Nu simt că mă vede lumea ca și când m-am schimbat, că simt că schimbarea e în bine și atât timp cât e în bine, cel puțin pentru mine, ceea ce contează cel mai mult. Nu vreau să stau să mă gândesc prea mult Mă gândeam că dacă ceilalți care văd că tu dobândești cunoaștere, că ai trăirile astea și vrei să afli, vrei să știi dacă ei îți înțeleg parcursul. Eu asta vreau să fac prin muzică. Așa. Asta vreau să ajung să fac prin muzică. Cum? Nu? Să fie o terapie. Da, nu? Exact. Asta vreau să fac prin muzică. Dacă am ocazia să împărtășesc ceea ce știu, o fac de fiecare dată.
atât cât știu, la nivelul la care știu deocamdată, dar mesajul meu cred că o să fie transmis prin muzică la un moment dat. Când o să fiu și eu pregătită să-l dau așa cum trebuie și când o să simt că și publicul meu e pregătit să-l înțeleagă așa cum îmi doresc eu. Sunt artiști care fac asta deja? Da. Simt că încep artiști de la noi să fac asta și mă bucur foarte mult. Cine e? Uite, cine-ți vine la îndemână? Uite, Liviu Teodorescu mi-a venit acum, Connector, iarăși. Da, minunat. Sunt câțiva care fac. Dacă te-ai descoperit geloasă, Ioana, ai zis, cine eu? Cred că gelozia vine la pachet și cu partenerul, ca să zic așa, că nu ești tot timpul gelos dacă nu ai dacă n-ai motive, dar da, e și o scleroză de-a mea asta cu gelozia, o chestie de care îmi doresc să scap, cred că e prima la mine pe listă. Așa. Pentru că gelozia nu înseamnă iubire și eu vreau să conțin doar iubire, nu gelozie. Da, așa deci... te simți tu, uite, când la mama acasă sunt două fete, nu mai sunt gelozii între ele, adică te simți că gelozia ta e de mai multe feluri. Eu nu vreau să fiu geloasă pe sora mea, spre exemplu. Când odată, că... micuță, să zic. Ai mei fac într-adevăr diferențe între noi, din păcate, dar eu sunt aia... Privilegiata? Da. Deci ai văzut asta? Dar să știi că îi trag de urechi de fiecare dată păi când văd chestia asta. Păi și Catinca ce spune? Ea cum simte? Ea simte, dar ea îi lasă în pace, că ea o gândește. Dar de fapt chiar așa e. Eu ne stând acasă cu ei, știi, și ne fiind atât de... să mă vadă fiecare zi, știi, atât de disponibilă... ei cumva, de fiecare dată când mă văd, se poartă foarte cu mănuși cu mine, știi? Uh-huh. Sau dacă, nu știu, un exemplu, așa, doar ca să dau un exemplu, dacă a zis Catinca odată că vrea clătite, mama a zis, nu fac acum clătite, dacă zic eu, de ce, că hai, că ar fi bune niște clătite. Vrei clătite? Acum fac clătite. Știi? Da, e. Și n-o frustrează pe Catinca? Eu simt mai mult pe mine mă frustrează că am impresia că ea poate să prindă ură pe mine, știi, păi din cauza asta. Și tu poate ai vorbit cu ea despre asta? Am vorbit cu ea, da, ea mi-a zis ea singură, ea e mult mai cu cap pe umeri decât mine, chiar dacă e mai mică și înțelege lucrurile la un nivel mult mai deep. Iată, decât le înțeleg eu. Tu ești artista familiei. Da, eu sunt mai sensibilă. Pe mine mă afectează când zice ceva de ea, știi, de genul ăsta de față cu ea. Dar, păi, da, ea nu mă lască. Ești atentă la toate lucrurile astea? Nimic nu-ți scapă. Pentru că ești foarte senzitivă. Sunt fecioară, de aia sunt atentă la toate. Și ești foarte senzitivă, bănuiesc că Iuliana ți-a spus. Da. Nu? O știi pe Iuliana? O știu din auzite. Dar tare mult mi-ar plăcea să vă văd împreună. Întâlnire între ei. Cum ar fi asta? Deci Iuliana, dacă te uiți, te așteptăm. Chiar să-i zic. Odată. Ar fi minunat. Am descoperit mult mai multe lucruri și ne-ar ajuta pe toți, Iuliana. Sunt convinsă. Da, iar și două cărți, două volume, secretele între zi vieți pe care le... Le-am acasă tot. Pe care le poate... Și o felicit pentru asta. Și știu că sunt... Nu știu dacă sunt foarte mulți artiști, dar știu că oamenii o caută și au nevoie de ea. Dar să revenim la gelozie, că spuneam că e de mai multe feluri. Iuliana, mă găsesc degetele în urechi la partea asta. Și poate din copilărie s-a întâmplat asta, poate n-ai sesizat-o tu, poate n-a sesizat-o mama, dar uite că la un moment dat te-ai descoperit că zace în tine gelozia. Da, nu știu cum și de unde, nu mi-aduc aminte să fi fost crize de gelozie la mine acasă. Dar prima criză pe care ai avut-o tu, cum s-a manifestat? Cum a fost? Ia spune-ne tu. Păi tu crezi că eu mi-am mai aduc aminte pe prima? Hai că trebuie să fie una la importantă. La câte au fost? De obicei, cum te manifesti? Ei și arunci cu ceilalți de mână, țipi? Nu, plâng. Faci urât? Plâng, eu când mă enervez, plâng. Păi stai puțin. Dar... Deci îți provoacă o criză de gelozie partenerul și tu plângi și nu iei cu nimic să arunci după el? Sau... Da, pentru că de multe ori sunt nejustificate, trebuie să recunosc. Și dacă sunt nejustificate și mi se dau argumente... corecte. Tu crezi în argumentele astea? Nu mă împing la ego acolo și mi se pare... Așa? Da. Eu o copilărie, e o imaturitate de peste care îmi doresc să trec foarte curând. Dar vreau să... E nesiguranța ta. Este o nesiguranță a mea, da, exact. Este clar o nesiguranță de-a mea. Ți-am zis că am niște frustrări cu asta, am început. Dar vreau să împărtășesc chestia asta pentru că sunt sigură că sunt foarte mulți oameni care trec prin situații de genul ăsta sau foarte multe fete care sunt geloase și care știu că n-ar trebui să mai fie, care sunt... Și faptul că au conștientizat chestia asta e primul pas.
spre a corecta lucrul ăsta. Așa e, și să ne dăm seama că gelozia de cele mai multe ori pleacă din nesiguranțele proprii. Și... Dar care ar fi nesiguranțele tale? Uite, iar n-ar înțelege publicul asta. Fetele care te urmăresc pe Instagram, răspund, pe... Nu le-ar înțelege, păi nici nu, tu dar... nu le înțelege și tu mi-ai zice, ești nebună, cum îmi zice toată lumea. Dar sunt nesiguranțele mele și trebuie să rămână nesiguranțele mele până nu le trebuie rezolv. Să rămână. Da, până le rezolvi. Până le rezolvi. E adevărat. Da, poate dacă că nu o să mai fie, poate să-mi fie mai simplu să vorbesc Ioana, despre dacă ai fi de folos cuiva, uite, dacă ar fi într-o sensibilitate mai exacerbată sora ta și ai fi de folos, că na, ești sora mai mare uh-huh. cu 7 ani, nu? Crezi că ți-ar fi mai ușor să treci peste ele, să înveți din ele, să le anulezi, să dacă scapi ar trece de ele? Ea prin... Dacă ai fi de folos cuiva, că o fi ca Tinca sau altcineva, dacă te-ai pune în slujba cuiva, știi? Adică să Catinca, fii de ajutor. Catinca îmi cere ajutorul în fiecare moment. Emoțional? Vieții, emoțional? De tot felul. Așa? Și de te simți felul, că ești, emoțional. Ești de ajutor? Simt, da, simt că o ajut. Simt, și nu, văd nesiguranțele astea letale peste... nu se anulează, nu se diluează ajutând, fiind de folos? Ba da, doar că dacă simți? Nu sunt aceleași pe care le simt eu, uh-huh. nu se anulează neapărat, da. Că ea are altfel de nesiguranță. Îți trebuie să ajuți pe cineva cu aceleași. Da, da, e greu să ajuți pe cineva când tu ești prins în nesiguranțele alea. E adevărat. Cine ar crede, nu? Sau noi am putea să credem vreodată că Elvis Presley a avut nesiguranțe, că George Michael a trecut prin asta, că Elton John, care și-a păstrat mintea până la urmă, trecând prin toate excesele pe care uh-huh. nu le poate trece un artist și a reușit să rămână în viață. Cine ar putea să creadă că și ei, la nivelul lor... Păi orice nu? Om care are un pic de empatie și umanitate da. Mai au în el... Da, sunt și foarte umanitate. Mulți oameni. Dar sunt și foarte mulți superficiali care nu pot să gândească da. Așa cum ai zis. Da. Dar sunt foarte mulți oameni pe pământ. Spune-mi, Ioana, ți-a fost greu să identifici că relația este toxică? Relația, acum un an, nu s-a întâmplat că ai ieșit... N-a fost greu să identific. Cred că noi de lucrul ăsta ne-am prins de pe la început, doar că noi am tot încercat să o scoatem din zona aia, mm-hmm. știi? Am încercat. Da. Și acum cum ești? Acum sunt bine. Sunt bine. Mă simt bine. Sincer, mă simt bine. Sufletul tău este pregătit pentru altă poveste de iubire. Nu se pune problema de așa ceva. Noi suntem bine amândoi, împreună acum. Așa, împreună suntem ca bine. Prieteni? Împreună ca prieteni, în primul rând. Aia e ce contează cel mai mult, pentru că am reușit să trecem de o barieră și să fim prieteni în primul rând. Minunat! Dar cum ați putut face asta? Cred că mai avem foarte mult de muncit ca să ne dăm seama exact ce vrem unul de la altul sau ce este de fapt cu noi. Dar Ioana, e bine că suntem prieteni și e bine că ne ajutăm și e bine că ne susținem și că suntem acolo unul pentru celălalt mai mult ca niciodată. Ați mers împreună la Iuliana? Da. Wow! Mi se pare extraordinar că ați făcut lucrul ăsta. Da. Mi se pare extraordinar. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ai spus. Mai avem un minut, cred. Așa repede, gata? Așa repede a trecut. Mereu trece aș repede timpul la tine. Aș vrea să ne spui dacă vara asta o să fie cumva... Mai, dă-ne o încurajare, că vrem muzică bună, vrem muzică de dans, vrem distracție, vrem... Sunt fericită că mi se concretizează un proiect internațional acum. Wow. Nu vreau să dau prea multe amănunte, pentru că nici eu nu știu prea multe despre asta, dar în curând o să se lanseze o piesă semnată cu Sony Germania, ceea ce mi se pare wow. Da, am foarte multe piese pregătite, mi-am propus să lansez câte o piesă pe lună anul ăsta. Sper să reușesc să strâng și de un album până clar. La sfârșitul anului, pentru că îmi propun asta de foarte mult timp și încă nu s-a concretizat, dar eu îmi doresc. Muzica am, material am nevoie doar de, nu știu, un pic de organizare, să ne organizăm exact în sensul ăsta. Câte o piesă pe lună, da. Așa să fie, că vara abia e la început. Îți mulțumesc tare mult că ai fost aici alături de mine, te îmbrățișez. Să M-am ne revedem cu bine. Mai bine ca... Oricând. Să vorbim cu Iuliana da. Și vă aștept. Da, te pup. Da, da. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica.